Bancuri cu Mihai Nae. Dragi prieteni, bine ați venit la o nouă repriză de umor. Doi căsătoriți stau de vorbă. Draga mea, acum 25 de ani, stăteam în chirie, circulam cu tramvaiul și aveam o canapea îngustă. Dar, în fiecare seară, adormeam lângă o blondă sexy de 25 de ani. Acum, avem o casă mare, conduc un Mercedes, dar mă culc în pat lângă o femeie de 50 de ani. Cred că avem o problemă. Auzi la el. Dragul meu, n-avem nicio problemă. Caută-ți tu o blondă sexy de 25 de ani, că rezolv eu ca tu să stai din nou în chirie, să circuli iar cu tramvaiul și să dormi pe o canapea îngustă. Domnul Popescu se trezește într-o dimineață cu o mahmureală îngrozitoare. Pe noptieră, un pahar cu apă, două aspirine și un trandafir roșu. Hainele aranjate, casa ordonată, totul într-o perfectă armonie. La oglinda din baie, găsește un bilet. Dragul meu, micul dejun e pe masă. Eu sunt la cumpărături. Te iubesc. În bucătărie îl întreabă pe fiul său. Mă, tu ai habar ce s-a întâmplat azi noapte? Păi, ai ajuns acasă beat criță pe la vreo 3. Ai vomitat pe coridor și te-ai pișat pe floarea mamei. Aha! Și pentru toate performanțele astea primesc un trandafir, micul dejun servit și o declarație de dragoste. Ei, tată, tată, ai spus cuvântul magic la timp. Să vezi, mama te-a dus în dormitor și când a încercat să-ți dea jos pantalonii, ai urlat pur și simplu la ea: curvă ce ești! Sunt căsătorit! Lasă-mă în pace! O tipă intră la un dealer Mercedes, ochește cea mai frumoasă mașină și se duce țintă la ea. În momentul în care se apleacă înspre bord, un pâț mic îi scapă pe neașteptate. Foarte încurcată, se uită în jur să vadă dacă cineva a remarcat și constată că stătea lângă ea chiar reprezentantul. Bună ziua! Vă pot ajuta? Domnule, cât costă mașina asta? Doamnă, deja ai scăpat un vânt numai cât ai atins-o. Păi dacă auzi prețul, faci pe dumneata! O fetiță stătea de vorbă cu mămica ei și întreba diverse lucruri din viața celor maturi. La un moment dat, discuția ajunge până la copii și fetița întreabă cum vin copiii pe lume. Așa, deci am înțeles cu sperma că un spermatozoid pătrunde în ovul și după 9 luni vine un copil. Dar nu am înțeles cum ajunge acolo sperma. Trebuie să o înghiți? La care tatăl care a ascultat: a, nu, 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 nu. Numai dacă vrea o rochie nouă. Două blonde stau la taifas. Auzi, dragă, în dormitor am un bec cu senzori. Aseară, când am gemut în timpul actului sexual, s-a aprins becul. Ce romantic! A, la mine e mai romantic. Aseară, când am gemut eu, s-au aprins becurile în tot blocul.